La secția de ginecologie ajung tot mai des minore care cer ajutorul medicilor pentru a scăpa de sarcini nedorite. Pacientele sunt de regulă eleve cu vârste pornind de la 13 ani. Situația avorturilor în cazul minorelor este îngrijorătoare, spun specialiștii, care sunt convinși că totul se datorează de la lipsa de educație sexuală atât în familie cât și în școli. Este o mare problemă cu educația sexuală pe care ar trebui să o aibă copiii de la o vârstă foarte fragedă. Din ce în ce mai multe sarcini la vârste destul de mici, să zicem 13, 14, 15, 16 ani, care nu ar trebui să se întâmple. Zilele trecute, medicii ginecologi s-au confruntat cu un caz deosebit. O minoră în vârstă de 16 ani a ajuns la spital împreună cu părinții acesteia pentru a scăpa de o sarcină nedorită. Numai că minora era însărcinată în lună mare, motiv pentru care medicii nu au mai putut interveni. Chiar 12 ani am avut asemenea cazuri, dar povestind, să zicem, hai să zicem de ultimul caz, de ieri. O minoră de 16 sau 15 ani care era în luna a 5-a. Familia foarte speriată, vă dați seama că și luată prin surprindere, dar vă dați seama că la vârsta asta nici nu se mai poate face nimic. Te șochează faptul că familia ar face orice ca fiica să scape de această sarcină, iar noi suntem puși în situația de a le explica că este imposibil să facă și la particular, ne întreabă, la particular, în altă parte, nu știu ce, să-i găsim o soluție pentru a scăpa de sarcină, ceea ce este destul de periculos și trebuie să o lămurești foarte mult să renunțe la această idee. Dacă numărul minorelor care ajung la spital pentru avort este în creștere, la femeile care aleg să scape de sarcini incomode, numărul acestora este din ce în ce mai redus. Aici, medicii consideră că femeile au început să caute metode contraceptive pentru a nu ajunge la spital, dovadă fiind și numărul mare de persoane care se adresează cabinetului de planning familial. Gradul de cultură sexuală, cum ar veni, deja a crescut. Adică și-au dat seama de importanța contracepției, metodelor contraceptive pe care le avem, adresabilitatea este mult mai mare la cabinetul de contracepție. Știți că în policlinică avem un cabinet special pentru așa ceva, care se ocupă de contracepție diferite, deci nu numai pilule, dispozitivele alea locale, după aceea sterilete. Într-adevăr, sunt mai reticente în Gorj, cel puțin. Din discuțiile cu colegii mei din alte județe, numărul de sterilete montate este mult mai mic decât media pe țară, dar în orice caz, eu cred că femeile au început să conștientizeze ce înseamnă o sarcină normală, care și-o doresc, ce înseamnă un avort și complicațiile avortului. Un lucru este îmbucurător totuși. Tot mai puține femei recurg la provocarea de avort, metodă întâlnită frecvent în urmă cu câțiva ani.